Salutare, prieteni, sunt eu, Terex, și bine v-am regăsit la un episod din Hungry Shark World. Era cât place să zic Hungry Shark Evolution din nou. Că mă chinu să fac episodul ăsta, frate, de cred că de 10 ori de când încerc să fac episodul ăsta. Și de fiecare dată am zis Hungry Shark Evolution. Frate, asta din cauza la emoții. De cauza pentru că, da, 1000 de Terex am să vă pe canal, yay! Și trebuie să fac videoclipul ăla special. Dar încă nu mi-a sosit camera pe care am comandat la Imago camera cu o săptămână, miercurea trecută, când a fost ziua Unirii sau ceva de genul. Și tocmai ieri ce am primit mesaj de la ei, cum că comanda mea a fost plasat. Da, deci de-abia acum a fost plasat comanda și că urmează să vină câteva zile. Habar n-am când aibă să dureze asta, o zi, două, trei, o săptămână, o lună, 100 de ani. Habar n-am, frate, am nevoie de camera pentru videoclipul ăsta special. În fine, în încercările mele șoate de a face episodul de Hungry Shark Evolution au fost și alte multe feluri. Și am deblocat rechinul ăsta nou, frate, Wolfgang sau ceva de genul, zice, rechinul covor, orice care se numește, Heidi. Ok, dar mai întâi de toate, frate, să încerc chestia asta, episodul ăsta minunat, pentru că e foarte minunat, frate, am venit de la școală, urmează vacanță o săptămână, că trebuie să mă pregătesc pentru competențele aia nenorocite de bac, da, țineți-mi pumnii strânși, dar vreau să vă întreb, ce rechin vreți să vedeți voi dintre Bull Shark, Goblin Shark și Mako în următorul episod? Evident că o să joc pe toți trei, dar vreau să știu care vreți să fie primul, ăsta, rânjitul ăsta, ăsta care arată dur rău de tot? Sau Mako, care ia uite-l ce față de, mamă, ce față de drujba are ăsta, ești nebun. Ok, dar noi astăzi o să jucăm puțin cu Handy Wolfgang sau ceva de genul. Ia, avem ceva informații despre rechin? Information. Swim near any solid surface to become invisible. Use your camouflage to escape predators and surprise prey. You become visible again if you boost or move into open waters. Deci atâta timp cât sunt aproape de mal, aproape de mal la suprafața apei, eu pot să devin invizibil. Dacă mă depărtez undeva, mă duc în larg, efectiv devin vizibil și mă detectează entitățile celelalte, mă detectează pești, oamenii, chestii, în fine. Hai să-l testăm pe micuțul ăsta, de fapt eu l-am testat, dar hai să ne jucăm puțin cu micuțul ăsta, frate. A deblocat și ăsta, Arabian Sea, frumos aici, uite, o mare plină de pericole, băga mea și picioarele, dar totuși e mișto pe aici, frate, e un loc unde sunt două balene. Două balene mari și grase, și dacă prind un megaraș acolo și le mănânc pe alea două, efectiv e foi de capul meu. Ah, nu pot să descriu satisfacția aia. Ok, hai să mâncăm niște peștișori. Așa de 1000 de telexani, să mâncăm niște pești, de ce nu? Ok, mâncăm pe tipul ăsta, pe tipa aia care e nota, na, pe lumea se desface invizibil. Măi, nu se face invizibil. Ok, s-a făcut invizibil, gata, uite, vezi? Și acum nu mă vede nimeni și nimic, sunt efectiv rechinul de țărână, eu, T-Rex, rechinul de țărână, uite tipul ăla mă vede, uite, mamă, doi tip de aur, uite, merg el liniștit pe acolo, eu mă tărăsc ca un rechin de țărână și bustul, nu știu cum funcționează asta, că asta nu-i țărână, ce naiba, sângele roșu, ce naiba asta, uite, T-Rex, rechinul de țărână, bă, mi se aduce viața destul de încet pe uscat, deci pot să zic că sunt un rechin de uscat, eu, uite, mă tărăsc prin stâncile astea pe aici și mănânc pe toți. Când se așa tu mai puțin, mamă, cât 1000 de puncte de căpățâna fiecare, gata. Hai să-i dăm înapoi în apă, fiindcă am nevoie să mă hidratez. Și acum hai să dăm năvală peste ăștia. Trebuie să am grijă, frate. Zona... fiind să argeți, chiu al naibii. Delfin! Mi se pare că pot să-i mănânc pe ăștia. Ia vezi, bă, voi. Pot să mănânc delfinii. Aha, răzbunare final, voi să fiți. Mă atacă delfinii! Dumnezeu, cei mai mari dușmani naturale ale rechinilor sunt delfinii. Dacă nu știați, așa e. Delfinii, cei mai mari dușmani naturale ale rechinilor. Fiindcă sunt rapizi, sunt deștepți și puternici. Vreau să spar, spargio! Alai, mă, uite, mamă, l-am luat pe ăla de mijloc frumos, așa că am filme de groază, dacă aveam un rechin mai mare. Uite, mamă, cum dă din plăcea, deci că o să mă așa, megaraș, dă-i, ai fiat dracu de barcă. Dumnezeu, îmi pierd megarașul, unde mănâncă, trebuie să fie pe aici niște rechini de ăștia mari, niște grei, tu ai ceva, niște bușar, un cuib de rechin taur pe aici ceva. Unde e peștele, frate? Unde e mâncarea bună? Băi, de cap meu. Băi, și mi-am luat o chestie faină, rău de tot. Uite, balena, am găsit. Dar nu e, eu una dintre ea mică, nu e asta. Balenele astea le-am găsit, erau cu mult mai mari. Uite așa de mare, au și erau două, frate. Mamă, dar aici sunt trei. Hopa, aici sunt două micuțe și una mare. Interesant. Sunt foarte multe. Băi, de cap meu, cât pește e aici, ești nebun, și tot e daur. E daur? Da, nu e daur, decât așa e, pare. Gorash, acum sunt toți dauri, ia vezi, bă, băi, ca ce. Ia vezi aici, la mașina de mestecat. Uite aici, frate, am găsit un cuib de rechin, ia uite, vedeți, haide, camera, sunt puține aici, frate. Am găsit o zonă unde era efectiv vreo 20 de rechini de aici, frate, și au sărit toți în mine. Dumnezeu, haide, camera, mamă, ăștia din dolfturi pot să mă omoare. Du-te, dracu, dar du-te, ia uite-l cum venea nebunul ăla. Ok, l-am făcut, oi.
Mi-a luat Force Field Shield, frate, mi-a luat itemul ăsta Force Field Shield, bă, e foarte bun. Efectiv, dacă intri într-o bombă sau trage un nenorocit la tine de scafandru, efectiv ești protejat, frate, ești foarte protejat. Mă, dăm drumul că te omor. Te-am omorât deja. Aaaa, da, te-ai luat dopamine, numai sânge peste tot, mai văd nimic, sânge roz peste tot, sânge de pește. De unde trage handicap? De unde trageau ăștia mine, tu ești nebun la cap. Hai, te mai trageți acum. A, scăpat! O, oh, Agorash! Du-te, du-te, mâncă! Mâncă, fă Mega Rush-ul, hai! E, pește! Ia-l-ai, doamne, peștile! E, nu, 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 pășa nu pot să-i mănânc încă, nu, dar o să prinde o Mega Rush, hai, să vezi ce o să mă răzbu de fapt fraierea de câte ori m-au omorât ei pe mine. Ia vezi, bă, ce voi încoace? No, 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 nu vreau să mă apropii de tipi, chiar nu vreau să mă apropii de tipi, gata, sunt invizibil, nimic nu mă poate vedea, nimic nu mă poate detecta, nici cel mai puternic radar în lume. Fiindcă eu sunt Erex, rechinul de țărână. Aaaa, ok, Heidi. Cine ai bani a dat numele ăsta? Heidi. Ok, hai de capul meu să nu intrăm în chestia aia. Bun, hai să o luăm frumos pe aici. Scafandrii nenorociți și necugetați. Ce căutați voi în apele mele? Ok, trebuie să găsesc cuiba cu balen. Ok, încă Gorash, frate, urmă. Gorash Simulator, cine ai bani asta? Ok, hai să mâncăm tot așa, să adunăm totul ca un aspirator ambulant ce suntem. Ok, să spargem bombele astea pe aici. Ok, scăpăm și de tipii aia că sunt foarte enervanți. Aoleu, aoleu, mamă, mamă, dar bă, numai... Ai de capul, urma pericole peste tot, frate, ce naiba se întâmplă? Deci toată lumea vrea să mă omoare, efectiv, a avut și T-Rex-ul 1000 de abonați și vrea toată lumea să-l fericite trăgându-l cu harpoane în cap. A, ce naiba asta, o mingi de fotbal american uriașă? E, dă-i gol cu ea! E, ia vină tu, coace, mi-a dat cu jet ski-ul ăla în cap. Jet ski se numește la parcă, da. Măi, 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 măi. Păsări! Aaaa, mi-a dat cu prostia în cavino. Ce la voia mergea pe apă, voia sosut. A, nu, 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 nu intrăm acolo. Aia mergea pe apă, cine mai era Isus aia? Dumnezeu, sau mergea pe mine. Efectiv, s-aștept pe mine, fiindcă sunt urechin, covor, s-aștept pe mine. Bă, uite, mă, agent special aici. Bă, ești prostia, vezi, bă. Gorash, ai de capul meu. Ok, ne târâm până nisip, pierdem Gorash-ul degeaba, dar n-are nimic. Ok, hai să vedem ce pot să mănânc de pe aici. Apare nimic, copaci, nu pot să mănânc, uite ce peisaj frumos aici, frate, plajă liniștită, nu se așteaptă nimeni la un rechin târător. Hopa, unde naiba, ce s-a deschis o ușă și starving. Ce se întâmplează? De ce nu pot să mă mișc? Mâncă pește că mor, haide, că am găsit un cufăr. Aparent există părți secrete pe aici. Uite, capul meu, lasă-mă să mă curet ambulant, care ne-a arătat să despire, asta era. Ok. Mâncăm peștișorii ăștia drăguți. Băi, e ce zona asta aici aparent? Până vine T-Rex-ul, rechinul de țărână și mănâncă tot. O, un gem fish, dă-l încoace. A, dă-l la mine, a, dă-l la T-Rex. Ai de mama mea, ce s-a întâmplat, Dumnezeu? Efectiv, au ia vei, bă, aha, va tuna Dumnezeu, gata. Va suna ceasul fraierilor. E, bată-vă Dumnezeu, ai de capul meu. Nu! Auci! Auci! De unde dracu a apărut bomba aia acolo? Oh, l-am făcut de nivel 10? Da, l-am făcut de nivel 10. Uite, mai încă puțin ce face de nivel 12. Poate-l facem astăzi nivel maxim, profesor. În fine. De unde dracu a venit bomba aia acolo în capul meu? Bă, și nici n-am găsit balenele, știi ceva? O să mă duc pe harta. O să mă duc aici, frate, în insulele pacifice. Aici totul e chill și frumos. Ok, ia să băgăm noi aici, uite, apa albastră, frumoasă și curată, fără poluatori, băi cât de bine mă simt aici, frate, uite ce ape frumoase și drăguțe, nu gunoaie, nu ăștia cu harpoane, oameni tâmbeșu pe care pot să-i devorez, păsări, uite, aveți încoace, uite și pe ala ce face, aveți bă voi cu acela rechinul covor Terexan, bată-vă Dumnezeu, ce căutați în apele mele sfinte, ce n-ai asta, un tank aici, un tank scufundat. Ok, abar n-am cineva, caut un tank sub apă, dar în fine. Erau cu acea piticule, auti. Ai, ce mă protejează shield-ul ăla, frate, cât de bune. Mi se pare că are 400 viață shield-ul ăla. Și poți să-i faci upgrade. Aha, te-am prins, prăduitorule. Deci să am grijă în ce bombe intru. Uite, cam eu, ce e aici? Zone vulcanice, ești nebun. Ok, să am grijă la chestia asta, ce e aici? Poate rupe dracu vulcanul ăsta cu mine și mor pe aici. Dar nu cred că poți să așa ceva. Deși așa s-au format insulele alea pacifice, Hawaii, până explozie vulcanice, așa s-a format și insula nublară în Jurassic Park, care urmează să fie distrusă în Jurassic World Fallen Kingdom, tot același vulcan care probabil a și creat-o, ce mai avea un cap de mort acolo, semne, wow, sparge astea! Uite peștișorii, măi, ce faceți mă voi aici, liniștiți, credeți că vă protejează chestia aia, oasele alea acolo,
Aoleu, mine. Aș intra în ele totuși, fiindcă am... Haide, cap meu, ce naiba să ăștia pești balon? Bată-i Dumnezeu și pe ea. Ok, nu ne apropiem de pești balon. Ok, hai să trecem. Uite un cufăr. Ok, mâncăm peștișoare. Au râs gora, așa-l-ai. Sparge-le, dă-i în ele. Ok, du-te. Nu știu în ce direcție mă duc și nu știu dacă mă duc bine. Ok, aparent sunt doar meduze aici. Oh, și un banc foarte mare de sardele. Veniți încoace. Nu trage mine că te omor. Haide, capul meu. Haide. Ok, mâncă și pe tipul ăla. Și pe micuțul ăsta de aici. Bă, nu-i mânc. Oh, balena. Măi, ce face pisca asta de mare? Să ție după mine nebuna. Oh, uite balenele alea două, mamă. Și aici sunt doi, ești nebun? Ok. Ok, mega rush, ok, stăm în zona asta și încercăm să campăm mâncare, să vedem că se spawnează mâncare bună, să facem rost de un mega rush, să mâncăm, oi de Dumnezeu ce e aici, frate, comoară, două balene, Terex vrea să mănânce balenele, cel mai mic din lume mănâncă cele mai mari balene din lume, asta a dat tritul mișto, nu? Ok, haide, oi de, cam ce mă sperie mutra lor, frate, oare știu ce le așteaptă pe ele acolo, Ah, cred că mai e o balenă aici, ia vine bă tu coace. Aaa, te-am prins, prăduitorule. Eu am fost mai rapid, ăștia am mâncat. Vă rog să mă depărtez de zona aia, că dacă prind un mega rush n-am destulă viteză să ajut. Ăla-i, a, nu e, stai că e gol. 24, haide, mâncă mult și mult. Haide, mâncă mult și mult, da, foarte bună exprimare, T-Rex. Uite, cam, uite un Great White în fundal acolo. Aaa, cum fac și un mega rush, frate, că mie că o să zic pierd balenele alea. Aaa, nu te ține după mine, mă, prăduitorule. Aha, te-am prins, ai vrut să tragi mine, este? Ok, oh, încă o balenă aici, ești nebun. Sau sunt aceleași balene, stai așa, oare m-am întors unde am plecat sau stai că nu mai înțeleg. Sunt mai multe balene? Nu, cred că sunt în aceea zonă. Da, sunt în aceea zonă, bănuiesc. Ok, hai să intrăm aici. Trage prostul la mine, idiot. Ok, mâncăm pe aici, haide mega rush, vreau un mega rush frumos, ce naiba, cum să intru aici? Vreau să intru acolo sus, cum naiba fac, uite, văd un dolar acolo scufundat. L-o și pierdut un scafandre aprăditor când au venit să-mi fure pești. Ok, mâncă și pe ăștia. Ce mai faci? Mâncare bună. Bă, mâncare de toate națiile, dar numai mâncare bună nu e aici. Ok, mă aproape de mega rush, trebuie să ies de aici. Ieși, ai de cam eu, cum să iese de aici, frate, cum să iese de aici? Scoteți-mă afară, n-am aer, sunt claustrofob. Scafandru, mega, ăla, du-te. Unii balena? Balena, unde e balena, băi? Unde-s balenele alea? What? Unde-s balenele, frate? No, am pierdut balenuțele! Balenuțele, unde-s balenuțele mele? Bă, tu ești nebun, hai să-l mâncăm pe fraierul ăsta măcar. Aaa, nici pe ăla n-am mâncat să-l mânc. Frate, au dispărut balenele, unde n-ai băierea? Nu trebuia să fie în zona aia. Bă, tu glumești, cumva am pierdut balena, mă. Erau două balene mari și grase acolo. Și nu mă refer la maica mea. Gemfish, dă-l cu acel. Mă atacă. Mă atacă și ăsta, vină cu acel. Bă, m-am supărat, vreau să mănânc balenele, frate, nu e corect. Ai, frate, aș fi făcut pe puțin vreo 500.000 de puncte din alea două balene. Ce naibă asta, notificare, Clash Royale, nu știu ce, eveniment în Clash Royale. Ok, mă bănuiesc că știu ce o să filmez după asta. Great White! Bombă! Mulți pești! Iarăși bombă! Sunt idiot! Ok, chill. Oi, de capul. Mâncă. Am ajuns iar în vulcan la mama naibii. Mă, cine trage mine? Trage ceva cu aha! Da, m-am făcut praf și pulver. Era cât pacie. Era efectiv cu dinții capului. Dar el are să mă omoare acolo. L-am făcut nivel 11, aproape 12. E 12, e blană. Nu, e nivel 11 jumătate. Mai avem puțin și-l facem 12 și pe ăsta. Hai să-l facem nivel maxim. Să vă tunie Dumnezeu cu reclamele astea ieftine, frate, efectiv i-a dat o reclamă de la Tetris, care să tot repeta la nesfârșit și eu nu știam de ce dracu nu se mai ternă, stăteam, mă uitam ca fraierul, bă, zicea, ce dracu e reclama asta infinită? Dar când de acolo era de asta care se repeta automat singură, Dumnezeu de ce a inventat așa ceva? Ok, hai să facem rechinul ăsta de nivel 12 așa cum i-am propus. Oie, cameu, l-am luat pe ăla. Ia vezi, bă, băi, cu ace. Prăduitorilor! N-aveți ce căuta în apele lui T-Rex, așa că mă fac eu invizibil. Sunt o fantomă, nu mă mai vedeți. Acum să văd cum acționați împotriva T-Rexanului rechin covor invizibil, Dumnezeu. Bă, dar aici de ce eu pot mă fac invizibil? Asta așa. Ok. Trebuie să stau foarte aproape de pământ. Trebuie efectiv să mă târăsc pe pământ ca un covor ce sunt. Deci efectiv sunt un preș.
Sunt un preș al umanității oceanice, dați-vă în pui mei, veniți cu asta, vă mănânc. Aha, prăjitorilor. Haide, haide, hai la T-Rex, orice fuge poliția. Măi, polițai, lași ce ești, ia vino în jur. Aha, legea nu mă vede, sunt invizibil. Poți scăpa de lege, evident, dacă ești rechinul preș. Ok, hai să mâncăm pe frăiești, unde naiba am ajuns aici, unde sunt? Vreau să mai găsesc, poate mai găsesc toate balenele alea. Ah! M-a protejat de Force Field Shield-ul ăla. Ai, cât îl iubesc, frate, cred că e cel mai bun item din joc. Ah! Uite cât mă protejează, intru în bombă și efectiv mă apără, frate, absorbe impact, absorbe explozii, absorbe proiectile și chestia asta. Ia, veniți cu coace. Hai să vă mânce T-Rex-ul, mamă, uite, uite ce fundal vulcanic acolo. Ia. Ok, rechiul ăsta se doaie cam ciudat, frate, sincer să fiu. Ia vreau să duc coace. Am văzut o literă pe aici, uite un G. Bă, dacă ar putea să fac hungry, să fac rechiul ăsta uriaș, ar fi chiar de mai pomenit. Cum ar fi să-i dăm un rechin preșuriaș? Măi, măi, nu mă atacați că vă picură Dumnezeu dacă mă atacați, vă picur. Ia veniți cu acest. Mă, dă-mă drumul, mă, la coadă, mă, nu mă mai mușca de coadă. Tu vezi că sunt mai mare și mai gras ca tine. Ia să spargem asta aici. Ok. Mă întreb unde erau balenele. Cred că erau undeva pe la galion, fiul ăla de naibilă. Chestii... Oh! Mamă, ce m-a protejat shield-ul. Ah, pește ăștia nasoi, frate, baloanele astea. Ai de cap, încă că s-a dus dracu shield-ul, gata, e mort. Cred că shield-ul e la pământ. Oi, nu, 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 sparge asta și fugi, du-te. Oi, de cap, mă. Ai, 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 teren minat, ce e aici, ești nebun. Ai, fugi. Ok, mâncăm și pe tipul ăsta, nu-l lăsăm acolo singurel. Oi, câți pești dintre ăștia undițari sunt aici. Ia vezi, bă, voi, cu aceva, puneți cu T-Rex-ul. Băi, T-Rex-ul are o armată de 1000 de T-Rex, să vă tunie Dumnezeu. Ia să vezi cum tun eu toate astea aici. Bum, bum, bum. Ai, la, ia, uite-le. Sparge-le, bă, toate, dă-le în pui, ei. Au, 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 acum că... No, 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 du-te. M-a arătat prostul. Ok. Bă, unde naiba am ajuns? Ce naiba e aici? Ei, mai mulți pești undițari, avem, bă, poți să sparg asta? A, mamă, ce e acolo? Ai de capul meu, comoara rechinilor, dă, lasă-mă să trec, lasă-mă să trec, nu pot să trec, Dumnezeu să vă tunie. L-am făcut de nivel 12, gata, stând degeaba, așa. Încercând să sparg stânca aia. Probabil că am mâncat niște țărână sau ceva pe acolo. Băi, nu mă mai atacați, mă, că știți că voi nu puteți să facem mic, sunt imun la orice, nu! Iar asta intru în aia. Și cred că mor dacă intru în aia, frate, mică, mi s-a dus Force Field Shield-ul. A, așa, du-te acum, sunt imun la orice. Imposibil de omorât. Immortal, dați-vă așa. Ala-i cuvântul pe care căutam, immortal. E nemuritor, adică. Nu, nu. Oi de capul. Bă, Force Field Shield-ul ăla încă mai rezistă? E nebun să regenerează sau cum? Oi, oi, pisici de mare. Oi, știu eu cât de periculoase sunt astea. Dă-le-mi pui, bă, că mă urmăresc și mă omoare. Că mă aștept eu mai puțin. Aoleu, pe spadă, nu vreau, nu vreau să am dat face cu ăștia. Bă, pe aici ar trebui să fie balenele alea. Unde mi-s balenele? Vreau balenele mele. T-Rex vrea să mănânci o balenă. Unde este balenele? Cred că în zona asta trebuie să fie, frate, uite că e câmp deschis aici, știi, și au spațiu să spawneze, să se miște, să-și facă de cap. Măi, dată-te Dumnezeu, lasă-mi, dăm drumul la coadă, că dacă te prind acum ai mai șifonat, să te tunie Dumnezeu de pește. Ok, iar pisici de mare, frate, mai vreau pisici de mare, astea l-au omorât pe Steven Irwin. Dacă știți ce e Steven Irwin, n-ați avut o copilărie frumoasă, e ala care se bătea cu rechin pe Animal Planet, cu rechin, doamne, cu crocodil pe Animal Planet. Uai, tipul ăla era o legendă, frate. Ăla m-a făcut pe mine să-mi placă mie crocodilul foarte mult și creaturile marine în general și s-a dus asupra la o piscă de mare și l-a înșunghiat în inimă și rip. N-am avut ce să mai fac, îți dai seama că o piscă de mare are coadea veninoasă, frate, l-a înțepat inima, fix inima l-a înțepat efectiv și l-a omorât. Am găsit un Y! Ai, 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 te-am prins! Aha, au, nu, nu, nu vreau să-mi da face cu tipul ăla. Uai, cât de mare este, ia vină bătut cu ăla. Ăla era un gemfish pe aici. Uite-l, prinde-l! Alea, mă, aolă, gunoaie, poluare, aaa, scârpos. A, bombe, ai, nu mai mânca gunoaie. Și așa sunt eu, un gunoaie, mai mănânc și gunoaie. Ieșim pe uscat, hai să ne camuflăm. Aute, m-am camuflat și nimeni nu știe unde sunt. Uite pe tipul ăsta, habar n-aia ce se întâmplă. O să se întoarcă și niam. Nici măcar nu s-a întors, efectiv l-am sorbit așa dintr-o privire. Uai, nu, 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 e zona periculoasă, nu. Fugi, 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 fugi. Du-te. A! A, gata, e mort Force Field Shield-ul ăla de tot. Uite-l, fă pe tip aia acolo, uite cum se apropie, niam. Ok, acum mă tărăsc încet. Mă tărăsc pe sub piatră, pe sub nisip, pe sub toate alea. Unde dracu am ajuns și aici? Bă, ce e asta? Piscină comunitară, plină cu gunoaie și o minge uriașă de fotbal. Băi, ce e aici? Omuleți, întrebarea e cum naiba mai este aici?
Aha, gunoi, nu vreau gunoi, nu mulțumesc, n-am chef de gunoi. Frate, îmi place efectul ăsta de slow motion. Oh, ok. Ok, sunt undeva în ce asta, canalizare, ce asta. De aici vă alimentați voi cu apă cumva? Hmm? Unde am ieșit? Unde naiba sunt? Oh, ok. Există un drum secret pentru rechinaș ca să poată să intre în piscina cu oameni, bă. Bă, ești nebun. Ia vezi, bă, voi cu Și tu, mâța de mare, ce ești? Mâțele, dracu de mare, eu sunt câinele de mare și voi mâțele de mare. Aolo, și ăla-i hingherul de mare, dacă mă prinde, mă tună ăla. Uite o balenă. A, și uite și moartea care a venit după mine. Mamă, bă, ce bă aici, bă, ce sunt eu? Festinul vostru, ce sunt eu? Bufet în mișcare, ia vezi, bă, voi. Ai de cap, care da cu aia? Care da... Cum am nimerit în zona asta numai cu... Mamă, ce e aici, să-mi ba picioarele, mâncă-l. Mâncă-l, măi. Și fugi. Și du-te la adâncul, du-te să te ascunzi. Ok, a trebuit să stau de mișcat așa și cred că devinim... Perfect. Gata, nu mă pot detecta. Aha, ai văzut că te-a prins, fraiere. Camuflajul fun... Ai, du-te, dracu. Ai, ca mor. Ce mă fac? O să mor. Ah, m-am băgat în chimicale. No, un Great White. Care erau șanse să dau de un Great White aici? Bă, dar cred că am făcut ceva recent, adică presupun că da, uite, am făcut, ia uite-l ce fericit, yeah! Și are niște ochi de parcă ar fi mort. Ia uite, l-am făcut de nivel 12 în blană, ia uite-l ce frumos e. Nu, n-a fost foarte greu, dar a durat ceva și vreau să mănânc totuși balenele aia, dar n-am reușit. Dar nu-ți uitați, frate, să-l spuneți în următorul episod ce rechin vreți să vedeți următorul. Acest Bull Shark, Goblin Shark-ul care mie îmi place foarte mult, frate, unde rechin mi-e preferat și Mako, ia uite-l ce zâmbăreț ăsta, față de drujba, zicem. Dar da, fraților, cam aici avem moment să-l cheșu acest episod. Timpul o să expire aici, așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă mulțumesc că n-ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru tot suportul acordat, fraților, toată susținerea voastră. Bă, efectiv, sunteți cele mai tari persoane de viața mea, sunteți ca o a doua familie pentru mine. O a doua familie de tiranozauri. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc foarte mult, sunteți chiar grăzat, fraților. Dar destul cu ducegăriile astea, noi să ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!